încet pe cer Ierusalim, luna ce plouă raze de argint și constelații câte una apăsare cerul rând pe rând. Sub revăsarea uriei ce conturiază un palmier îngenunchiat în strop de vie, stă un bătrân privind spre cer. Iisus, din înălțimea mare de unde vremea și-a pătat, pe unde vântul stă în cămară, iar ploaia strânsă în stăvilar, de unde cerul se desface, umplut de slava celui viu, coboară un cuvânt de pace, dar anul vei avea un fiu. A coborât promisiunea pentru Avram, primul evreu. Neprihănită a fost credința ce-a socotit-o Dumnezeu. Și apoi, la vremea hotărâtă, sub raza ce lucea mereu, vede un prunc pe o sfântă aripă, făgăduit de Dumnezeu. Făgăduit e o amintire. Ne duce viacul mult în zbor și vezi un preot în slujire tot mijlocea pentru popor. Și vezi cum pălea cea cerească se strânge sul, se ia sălin, un chip cu fața îngerească ce ține drumul spre pământ. Și în umbra care țes adesea pereții templului slăvit, părea că soarele și luna prin solul sfânt a coborât. Și chiar de Zaharia în sine se sperie la graiul viu, el totuși auzise bine, curând ți se va naște un fiu. Se împlini și de-astă dată porunca cel de sus venit, cuvântul cel de sus venit, căci pruncul a fost poruncă dată de Dumnezeu făgăduit. Din nou dispare mesagerul ce fericire a adus, ca apoi să se deschidă cerul și să-l promită pe Iisus. Și aștepta Maria în sine și ceasul sfânt și alesul său să-și pună vărul și cu mâna ce-o pregătise Dumnezeu. Iubea pe Domnul cu ardoare, cu toată tinerețea sa și casa templului cea mare cu o dulceață sfântă în ea. Gândul i-a lungat deodată de un arhanghel coborât ce umple încăperea toată cu harul Domnului slăvit. O frică și o neputință lovi la graiul celui viu ce îi revărsă o făgăduință. Curând se va naște un fiu. Acum uimirea o cuprinse și bucuria în pieptul său, un prunc din locuri necuprinse, făgăduit de Dumnezeu. O, înger plin de fericire, ce duci mesaj de bucurii, care împarți de sus iubire, vedem că și acum vii, și mărturiesc pruncii care în brațul mamei stau ascunși și știm că Dumnezeul mare cu brațul veșnic i-a pătruns. Mai știm că o dragoste aleasă primesc copiii la Iisus și prin venirea lor frumoasă făgăduință au adus, căci bucuria în cămine și pacea sfântă și credința sunt mesageri din slăvi divine ce își împlinesc făgăduința. Mai cerem binecuvântare, mai cerem multe ce-am dorit, chiar dacă știm că harul mare e peste ei din prima zi, căci Domnul le va fi părinte, de acum va fi cu ei mereu, iar voi luați oricând aminte.